Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit! În acest filmuleț vreau să vă prezint cum execut un monument religios din oțel inoxidabil, fiind din țeavă de 40 mm la exterior, adică diametrul exterior, după cum se vede. Și în carne sau grosime de 1,5 mm. După ce am executat trasajul, adică măsurările și trasajul, am debitat pe semirotund, după cum se cere, și am efectuat sudurile în metoda VIG. Acum voi fi nevoit să mai finisez un pic aici la îmbinări, deoarece nu o să-mi permită finisarea ulterior sau un pic mai târziu, fiind că o să mai vină și alte ornamente așezate în împrejurul acestei construcții metalice. Haideți să vedem cum finisăm.
Da, a ieșit foarte bine. Este un luciu metalic, specific inoxului.